Copiii se joacă în fața casei. Vespa House? Vespa House, yeah. In Kyoto, can you tell us what is a Vespa House? What kind of accommodation is it? Shared? A share house. Yes? Yeah. And tourists or locals also live here? Yeah. Both? Tourists and living here. Mm-hmm. And a company. Okay. They created. Okay, how many rooms you have here? Around 20. Uh-huh. Yeah. You have some work here. N-a auzit și mi-am luat o cămașă foarte frumoasă albă cu 1000 de ieni, adică 33 de lei și am trecut cu 500 de ieni cu ACDC cu cât? Cu 13 lei. Nu. Japonia, foarte scumpă. Și o rochiță. Și rochiță tot așa, 30 de lei și 15 lei. Open. E fermecător după foarte puțin timp aici. Pare rău că o să plecăm așa repede. Asta e intrarea într-un restaurant. Cred că are 30 cm. Hello. Hi. Bacchus și-a făcut un bar și aici, în Kyoto. Biciclete. Foarte fain. Mai surprinde nimic la Japonia. E un restaurant la care întâi plătești la automat ca la parcare. Îți iei tichetul și după aia intri să mănânci. Și acum aștept să eliberez un loc prin chestiile astea ușor dubioase pentru mine. Pentru mine nu prea îmi plac stai așa față în față cu peretele. Dacă știam chiar, alegeam altceva. El ne-a trimis aici. Și din coace e bucătărie. Am primit supa. A venit supa. A dat și un vas separat. Și un extra. Privacy. Și ne-a închis geamul. Vegan dai jaldi. Bun? De numera și din asta e sala de ceapă. Cea mai bună supă, ramen și de orice fel am mâncat în viața mea, Dumnezeule. Nu am repetat filmarea, este a doua supă comandată, pentru că e absolut demențial gustul. Uite, avem aici și vedete, fără un desert, nu se putea. Primele gunoaie din Japonia la vedere sunt cu siguranță ale turiștilor. Nebunie. Zona gheișilor sunt zeci de taxiuri la coadă la semafor. Aproape nu vezi o mașină normală, numai taxiuri. Toată zona asta e cu case vechi, unde se întâmplă tot felul de festivități. Oameni cu mulți bani, gheișe care fac
ceremoniile lor